ea a editat poveștile ardelenești și a scris multe articole legate de viața și opera lui Ion Popretegan. Printre altele, vreau să vă mai spun despre el, că este, să știți, este modest, dar când e vorba de scris și de dragoste pentru cartea veche și manuscrise, puțină lume știe, chiar din Rodna, că a stat cu săptămânile la Academia Română, studiind peste 22.000 de pagini ale lui Ion Popreteganu, după aceea la arhive în, aici în Bistrița, cred că domnul doctor Onofrei îl cunoaște foarte bine, este un client al arhivei și știu că se întâlnește acolo cu un grup de oameni de cultură care frecventează arhivele din Bistrița. Este vorba de profesorul doctor Lazar Ureche, de domnul Vrășmaș Nicolae și probabil că și alții cu care se întâlnește și probabil are discuții legate de documentele pe care le cere sau le studiază. În alte ordine de idei, acum 5 ani i-a venit ideea să facă și o revistă, Cetatea Rodnei, în condiții grafice deosebite. Aș vrea să fie arătată. Acesta este, mi se pare, ultimul număr. Foarte apreciată, nu numai în județ, ci și în afara județului, cu materiale de valoare publicate aici. Vreau să vă întreb cum reușiți dumneavoastră în acea zonă, în două comune apropiate, să scoateți două reviste, Cuibul Visurilor, premiată anul acesta de Societatea Scriitorilor din Bistrița Năsăud, și Cetatea Rodnei. Și în alte părți din țară nu se reușește nici măcar în orașe să editeze. Stăruință și abnegație. Cred că ați spus totul. Nu, aș vrea să-l completez pe domnul Păiuș. Să știți că în fiecare sat, sunt convins de lucrul acesta, există oameni care sunt modele. Nu numai Rodna și Maieru. Sunt convins că sunt și în toate satele au existat oameni de cultură, oameni care au transmis ceva generațiilor și înainte de 89 și după 89. La Maieru l-am avut ca profesor de limba și literatura română pe ilustru nostru Sever Ursa. Îmi pare rău că nu a putut fi prezent la premierea revistei Cuibul Visurilor acum câteva zile, când a fost întâlnirea cu scriitorii din societatea celor care scriu din județul Bistrița-Năsăud. Dar a fost foarte mulțumit că în sfârșit acestei reviste se cunosc meritele. Pentru că ea, cum spuneam și la ridicarea premiului, este cunoscută și în comunitățile românești din Germania, de unde avem colaboratori chiar. Este vorba de Damaschin Popbuia, trăitor în Germania, sau în Statele Unite, Alex Pop, de unde mai primim din când în când materiale legate de viața comunităților românești sau, știu eu, alte articole ce ar interesa pe cititorii din, nu numai din județ, ci din țară sau din afara țării. Asta legat de Cuibul Visurilor. Domnul Liviu Păiuș, probabil că într-un spirit de emulație a reușit să scoată și Cetatea Rodnei, noi având o vechime de 15 ani, dar în orice caz ne înțelegem. Și el a publicat în revista noastră și noi publicăm în revista Rodnenilor, așa că nu este, e bine să fie, chiar e foarte bine să fie două reviste și altele, dacă se poate. Spre exemplu, domnul Liviu Păiuș a publicat un serial în revista noastră despre unul din folcloriștii de seamă, mai puțin cunoscut
în media folcloriștilor. Este vorba de Ion Barna. Dumnealui a găsit la arhivele din Bistrița câteva manuscrise pe care le-a comentat în revista noastră în cel puțin 10 numere. Eu i-aș propune, pentru că știe mai bine despre viața și opera acestui folclorist maierean Ion Barna, să publice și acest serial într-o carte pe lângă cele 8 da, cărți și două reeditări, cărți de referință a dumnealui. Despre folclorul țării Năsăudului aș vrea să vorbesc mai târziu puțin. O să mai ascultăm și două melodii, până atunci însă vreau să vă spun că nimic nu este mai frumos și mai îmbucurător decât când primești câte o carte. Cea mai recentă carte a domnului Icu Crăciun se numește Între prieteni? Gânduri pentru prieteni, da. Pe care am primit-o și noi și cu mare drag am citit ceea ce se află acolo. Sunt gândurile dumneavoastră, cred că un fel de aforisme preluate din mai multe cărți ale dumneavoastră, din opera de până acum. Gânduri pe care v-aș invita și pe dumneavoastră să le citiți dacă veți intra în posesia acestei cărți. Ce poate fi mai frumos decât un gând pentru prieteni? Mergem la Andreea, o să urmeze ea să cânte. Vreau să te întreb și pe tine, tu cum privești pe domnul profesor Liviu Păiuș? Când l-ai cunoscut tu pe domnul profesor? De cât timp? L-am cunoscut pe domnul Păiuș încă de când am venit în Rodna. Mi se pare o persoană foarte importantă pentru rodneni, care a scris foarte multe cărți despre cetatea Rodnei și ne-a învățat multe lucruri. În ce clasă ești tu, Andreea? Clasa 8-a. Clasa 8-a și mai departe, spre Năsăud? Cred că spre Bistrița. Spre Bistrița? Da. Liceu de muzică? Posibil. Foarte fain ar fi. Te lăsăm și pe tine să dai dedicații. Vreau să dedic aceste cântece familiei mele, bunicilor, prietenilor mei și tuturor celor care mă cunosc. Și pentru toți locuitorii din județul Bistrița-Năsăud și cu totul special pentru domnul Liviu Păiuș, au venit toate rodnencele să-i cânte. Andreea ne cântă pentru un cântec pentru tați. Tată dragă, îți mulțumesc și lasă să mă veselesc. În seara asta sper că ne înveselim, pentru că avem un moment aniversar. Ce m-aș face fără tine, la la.